În aula Academiei Române, filiala Iași, a avut loc marți, 19 aprilie, manifestarea științifică Istoria unei școli de altă dată, Seminarul Teologic de la Socola. Evenimentul a fost organizat de Institutul de Istorie Adexenopol împreună cu Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Vasile cel Mare din Iași. Istoria Seminarului Veniamin a fost una extrem de onorantă și de prestigioasă și trebuie repusă în valoare comunicările cu, ținute cu acest prilej astăzi au menționat tocmai această moștenire impresionantă pe care o avem în spate și care moștenirea trebuie valorificată și repusă în, în lumină o tradiție impresionantă de învățământ teologic preuniversitar și de știință în același timp. Dezbaterea științifică a cuprins patru comunicate susținute de părintele doctor Dragoș Bahrim, doctor Adrian Timofte, părintele doctor Florin Bucescu și doctor Leonidas Rados. Ideea manifestării a apărut în urma unei discuții cu părintele director Dragoș Bahrim, directorul seminarului din Iași amândoi constatând din nefericire absența unei dezbateri mai largi asupra istoriei seminarului Veniamin de la Socola, Inițiativa de astăzi se leagă și de campania celor de la Spitalul Socola, care doresc să restaureze ultima clădire rămasă în picioare din vechiul ansamblu mănăstiresc și școlăresc de la Socola. Desfășurat în parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, proiectul și-a propus să readucă în discuție poziția și rolul jucat de celebra școală ecleziastică de la Mănăstirea Socola, fondată la 1803, în universul intelectual și simbolic al Iașului și Moldovei secolului al XIX-lea.